un nou meci important, un meci la câteva zile după o deplasare lungă la Mediaș. Sper că am reușit să ne recuperăm și vom da totul pentru cele 3 puncte. Întrebări? Această întrebare ca și pentru jucător. Cum vedeți situația asta cu fanii, cu prețurile biletelor? Nu ați trecut ați plătit cel mai mult dacă mergeți cu Rapidul undeva de joacă? 100 de lei n-am plătit niciodată, că nu, dar mi se pare un preț exagerat, am spus și în conferința trecută. Fotbalul e făcut pentru oameni, ne-am tot văitat că e pandemie, că e... sunt fel de fel de alte probleme, dar accesul trebuie făcut pentru toți oamenii de rând să-și poată, să poată veni la meci. Marius și Mulica a fost demis de la Malatia Sport astăzi. Nu știu, poate ați fi dispus să-l aduceți, poate bestia, să rețină un discurs, eu știu, motivator elevilor dumneavoastră? Că se știe, rapidist, deget, ca să zic așa. Eu am vorbit cu Șumi în trecut, e... Oricând dorește să vină să vorbească cu noi, e ușa deschisă. Atât pentru el, cât pentru orice rapidist. În condițiile în care ați promovat echipa, e frustrant să vedeți că se discută tot mai mult despre cotul dumneavoastră la fiecare meci pe care nu câștigați? Se discută de un an de zile lucrul ăsta. Atât suporterii noștri, cât și noi, e clar că ne dorim mai mult, chiar dacă într-un an de zile am făcut un salt de vreo 20 de locuri. Dacă nu mă înșel, am plecat după locul 11 din... Liga a doua, așa cum suntem pe locul 7 în Liga a întâi. Ne dorim să dăm mai mult, chiar puteam mai mult, dar poate și neșansa de multe ori a contat, cum și de altfel și în ultimele meciuri, cu jucători, foarte mulți jucători accidentați, cu jucători suspendați, jucători eliminați. Neșansa nu... A fost contra noastră. Dar mi se pare normal să... Pentru dumneavoastră personal e frustrant să auziți asta? Nu e frustrant. Sunt o grămadă de antrenori care încearcă, impresari și asta este lumea fotbalului. Din păcate, eu atât timp cât sunt la Rapid, voi face tot ceea ce depinde de mine, împreună cu jucătorii, pentru că ei sunt factorul esențial la un club, din punctul meu de vedere, ei joacă și cu siguranță vom da totul pentru a ne juca șansa până la capăt, de a intra în play-off. Mi se pare firesc să existe aceste discuții, adică așa cum am spus, sunteți pe locul 7 Liga 1, obiectivul e salvarea de la retrogradare, sau cum acesta a fost, echipa a fost nevoită tot timpul să joace cam prin altă. Mă abțin, mai ales când văd că și colegi din Breaz la dumneavoastră își dau cu părerea niște păreri care nu mi se par tocmai de ziarist. Adică cred că meseria dumneavoastră trebuie să fie una echidistantă și să trateze pe absolut toată lumea la fel. Indiferent, poate, cu siguranță, toată lumea are o echipă pe care o simpatizează și anumiți antrenori sau jucători. Dar cred că asta ar trebui să fie lucruri ținute în noi, ca să spun așa. E grea viața de antrenor la Rapid? Acum poate e mai grea, dar am trăit momente mult, mult mai grele, mult mai delicate și sunt destul de călit. Tu te-ai gândit să speculezi un pic momentul ăsta, pur că rezultatele au fost cum au fost față de alte promovate sau echipe care propuneau un excepție care juca în cupele europene. Să speculezi momentul și să, eu știu, să atragi atenția unui impresar sau unui club să... Cât timp voi fi la Rapid, nu va exista niciodată vreun impresar care să negocieze ceva cu Rapid, niciodată, atât timp cât voi fi la Rapid, iar dacă voi ajunge în altă parte, cu siguranță mă va reprezenta cineva. Simțiți că aveți necondiționat susținerea conducerii? Orice antrenor are susținerea atâta timp cât are rezultate. Am o relație excelentă, atât cu patronul cât și cu președintele, dar cu siguranță pe un antrenor la orice club îl țin rezultatele. Cu siguranță așteptările la Rapid sunt foarte mari, indiferent care ar fi situația clubului, dar sunt justificate în actuala condiție a clubului?
așteptările nu știu de către cine. Avem un obiectiv impus la începutul campionatului, că poate pe mulți acum îi deranjează acel obiectiv, dar era un obiectiv realist, ținând cont că nu am jucat niciun meci acasă, totul a fost prin deplasare, mai mult, mult mai mult decât în deplasare, dar ne dorim mai mult. Ne dorim mai mult, chiar dacă avem obiectivul care l-am spus de enori. Ca om care a dat totul pentru Rapid atâția ani, acești contestatari vă deranjează și mai mult în condițiile în care momentele sunt grele? În viață, când treci prin momente grele, atunci se văd prietenii adevărați. Eu personal mă uit în oglindă și știu că am făcut tot ceea ce a depins de mine, chiar și atunci când am greșit. Și eu am greșit, clar. Și eu și jucătorii, am spus-o, avem fiecare greșelile noastre. Dar tot ceea ce greșim vorbim între noi. Nu o să auziți din partea noastră că a greșit X sau Y. Dar eu mă uit în oglindă și știu că am dat totul pentru echipă. Și voi da în continuare. Vă simțiți pregătit să duceți echipa în play-off? Mă simt pregătit să merg până la capăt. To be or not to be. Așa doriți să fie scaunul ăla, dar orice. Nu știu, e nu dorit, e așa de să... Nu știu, da. Da. Cum vă simțiți să vedeți că există voci care spun la Rapid nu trebuie să existe salvarea de la retrogradare? Păi, poate vocile respective se gândesc la Rapidul din... ca să o iau cronologic, din 67, poate... Poate la Rapidul din 95, poate la Rapidul din 98 și tot așa. Noi venim din Liga a doua și dacă mă uit bine, suntem echipa cea mai bine clasată din noile promovate. E clar, ne obligă istoria, ne obligă tradiția să ne dorim mult mai mult, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Nu, așa am fost întrebat. N-am spus eu. Este? Păi nu, dumneavoastră ați spus mai devreme. Spuneai că ai trecut prin momente dificile ca antrenorul echipei care n-a jucat acasă în prima ligă. Când o să aveți casa voastră și lucrurile fi mai așezate, cu atât mai mult probabil o să fie scaunul ăla mai fermin. Punem viață pe el. Vă temeți și de faptul că Marius Mudică, acum că e liber, ar putea fi și el opulsat și mai mult de oamenii din jur? Teama nu face parte din mine. Eu n-am teamă de nimeni și de nimic. Ceea ce am realizat noi cei ce am fost și în Liga a doua, cei ce suntem acum, nu ne poate lua nimeni nimic niciodată.